de ce a fost ridicat Dan Diaconescu de mascați. Ce acuzații se aduc? Primele declarații ale avocatului. În urma perchezițiilor, acesta a fost ridicat de oamenii legii. Dan Diaconescu este în centrul unui scandal de proporții. Fostul jurnalist a fost ridicat de mascați din vila lui situată în cartierul Bucureștean Primăverii și dus la audieri într-un dosar în care este suspectat că ar fi întreținut relații intime cu minore. Oamenii legii au făcut percheziți în casa acestuia din Constanța și au ridicat mai multe echipamente electronice. Avocatul său susține că Diaconescu este nevinovat, dar că omul de afaceri este dispus să coopereze cu anchetatorii pentru a se afla cât mai repede adevărul. De ce a fost ridicat Dan Diaconescu de mascați? Faptele s-ar fi petrecut în anii 2020-2021, potrivit unor surse judiciare din cadrul anchetei. Dan Diaconescu ar fi întreținut atunci relații intime contra cost cu o minoră în București și Constanța. Cunoscând vârsta acesteia, 15 ani și 4 luni la momentul faptei, ulterior, a făcut același lucru cu sora geamănă a tinerei. Iar în aceeași perioadă ar fi încercat să găsească o altă minoră căreia să-i cumpere virginitatea. Diaconescu ar fi fost păcălit de una dintre fete că a găsit o prietenă virgină, iar ulterior. Fostul patron al OTV a fost filmat și șantajat să ofere bani. În caz contrar, imaginile ar fi fost publicate. Mascații l-au săltat pe Diaconescu din vila sa din cartierul primăverii joi, în jurul prânzului. De asemenea, din casa lui din Constanța, anchetatorii au ridicat mai multe probe informatice. Avocatul lui Dan Diaconescu, în niciun caz nu este vorba despre pornografie infantilă avocatul cunoscutului jurnalist a declarat că acesta urmează să se deplaseze la Constanța pentru a-i se aduce la cunoștință acuzațiile, înrucât dosarul este instrumentat de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Dan Diaconescu în acest moment are calitatea de suspect. Urmează să se deplaseze la Constanța pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile. Atunci vom afla mai multe. Totuși, Rugămintea mea este să nu confundați obiectului unui dosar. Se pot face cercetări cu privire la multiple infracțiuni, cu acuzațiile aduse unei persoane, a spus Alexandru Murărescu, avocatul lui Dan Diaconescu. Apărătorul omului de afaceri susține că dosarul lui Dan Diaconescu este o replica cu tremurului din America, Stormy Daniels. În niciun caz nu este vorba despre pornografie infantilă. În niciun caz. Exclus. Am vorbit cu Dan Diaconescu și a spus că nici vorbă de așa ceva. Urmează să vedem, să ni se prezinte. Noi avem toată deschiderea ca în cel mai scurt timp să lămurim toată această poveste pe care eu o consider ca o replică cu cutremurului din America, Stormy Daniels, în variantă românească. Atât s-a putut la noi, urmează să vedem. Optica parchetului este clară. Din moment ce ancheta este făcută de parchetul de pe lângă judecătoria Constața, evident, cel puțin anumite acte materiale s-au săvârșit pe raza teritorială a acestui municipiu, a mai spus acesta.